Luni, 30 august, tinerii din Vicariatul Sfântului Iacob au strălucit pe scena centrului Notre-Dame din Ierusalim. Prin teatru, muzică și dans au pus în scenă un muzical în engleză și evraică, care spune povestea femeii biblice Ruth, Moabita, care își părăsește patria pentru a o însoți pe soacra ei Noemi la Betleem. Orpa, you don't get it. This family is different. Their God is different. La această seară muzicală a participat și Patriarhul Latin al Ierusalimului, parafericirea sa, Pier Battista Pizzaballa, împreună cu diferiți preoți din pastorala evreiască și din comunitatea creștină, precum și rudele și prietenii tinerilor. Ceea ce urmează să vedeți este povestea lui Ruth, o migrantă, care ajunge într-o țară în care este străină și unde își găsește totuși drumul datorită ajutorului localnicilor și pentru că Dumnezeu are grijă de ea. Acesta este mesajul pe care am vrut să-l evidențiem și să-l transmitem. Să spunem că Dumnezeu este credincios și că promisiunile sale sunt pentru totdeauna. El mereu va avea grijă de noi, dar și ajutorul oamenilor poate fi un factor decisiv în găsirea locului cuiva în societate. Vicariatul Sfântul Iacob se ocupă de toți catolicii de limbă ebraică prezenți în diferite orașe din Israel. Munca noastră pastorală cu ei nu este ușoară, dar bucuria este mare. Sunt atât de fericit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor oamenilor care ne-au ajutat și cu care am avut șansa să fac parte din acest proiect.